Era trecut de ora 19 și pe plajă nu era niciun salvamar. Mai mult, era arborat și steagul roșu. Chiar și așa, bărbatul de 37 de ani s-a aventurat în mare. Pur și simplu l-a tras. Erau o grupă de trei. La un moment dat, la valul pe el l-a luat. Au țipat după salvamari. Nu a fost nimeni în jur. Noi eram pe o saltea pe plajă. Am ajuns aproape de el. Nu știu să vă zic, la 10-15 metri. Și în momentul ăla, când a venit un val mai mare, pe mine mi-a dat șut, m-am prins de lângă el și pe dânsul l-a băgat la fund. Ne-a la un moment dat, ajutați-mă că nu mai pot, ci m-a luat curentul. Obosise și nu mai putea. Deci nu mai putea să înoate, nici plută, nici nimic. Și continuu cu el până când l-a înghițit valul după stafilopozi. Da, s-a lovit că s-a văzut clar. L-am văzut și când l-a înghițit valul și când s-a întors înapoi, când l-a băgat după stafilă. Oamenii aflați pe plajă au sunat la 112. Între timp, doi salvamari au venit de acasă și au început să-l caute pe bărbat. Uite-l aici! Uite-l! Vino stânga! Vino stânga! Uite-l, se vede, e necat! Bă, îl scoți acum, uite-l așa! Am luat un schijet, am ieșit pe apă eu cu el. Deja am văzut că el era decedat. Curenții l-au adus în dig și de acolo l-a scos salvamare. Sigur era lovit la cap, că curenții sunt foarte puternici și l-a izbit de stafilopozi. Mai bine de o oră s-au chinuit medicii să-l readucă la viață, din păcate fără niciun rezultat. Noi am fost chemați la un pacient cu înecat, un stop cardiorespirator. Manevre de resuscitare s-au făcut 58 de minute și pacientul nu a răspuns la manevre de resuscitare. Din informațiile pe care le-am căpătat de aici, de la fața locului, pacientul sau victima a stat în sub apă aproximativ 40 de minute. În condițiile astea, noi facem manevre de resuscitare datorită vârstei, datorită apei care este rece, avem condiții îndeplinite să începem resuscitarea. Există o șansă pe care nu o putem neglija. Există, prezintă urme de traumatism, el a fost lovit de pietre, de stânci, de stabilopozi, la nivelul capului și al gâtului. Astăzi, alte două adolescente au fost la un pas de nec la Costinești. Cele două au fost salvate la timp și transportate la spital. Tot astăzi a fost găsită și fetița de 11 ani, dispărută în urmă cu o săptămână.